Eu tot așa am vrut să vopsiți părul. Bună seara, doamnelor și domnilor. Suntem în direct, nu doar în grupul Microfonul Liber, ci și pe paginile Curaj Net, Curaj TV, proiecte ale Asociației Hyde Park și pe pagina mea de activist civic. Oleg Brega mă numesc, oaspeți îmi sunt doamna Larisa, activistă și ea membră în Hyde Park, și tizul meu, Oleg Adrian Vlad, el fiind în Germania, la Berlin, eu fiind la București, Larisa se pare că e la Iași sau oricum e în Moldova. Au apărut mai multe probleme zilele astea legate de culte, de biserici. Ultimul scandal e o declarație recentă a papei Ioan Paul al II-lea, cum îl cheamă, Benedict sau nu știu cum, papa de la Roma, care a zis că Ucraina trebuie să-și pregătească steaguri albe ca să se împace cu Rusia, că Rusia e puternică și nu poate fi învinsă. Și a sărit toată lumea în cap că e putlerist, că e imperialist, că e neserios. Dincoace, în lumea pravoslavnică ortodoxă se scindează biserica subordonată Moscovei din Republica Moldova. Mare parte, foarte mulți dintre preoți trec la Biserica Ortodoxă subordonată Bucureștilor. Iar aici la București mai că se scindează Biserica Ortodoxă pentru că au încercat să închidă gura unui episcop care a vrut să ajungă mitropolit. Un episcop cel mai guraliv și cel mai controversat și cercetat penal pentru tot felul de fără de legi a fost audiat la judecata bisericească și i-au făcut din deget că dacă mai greșește așa, Doamne ferește ce o să-i facă. Deocamdată nu i-au făcut nimic. Eu nu sunt religios, sunt chiar ateu militant dezbotezat, pe când și Larisa și Oleg sunt credincioși în felul lor. De ce eu mai mult o stau și o să ascult și o să-i las pe ei, pe ele, să vorbească despre problemele lor bisericești. Ce probleme aveți, Oleg și cu Larisa, cu biserica? Că doar sunteți credincioși, trebuie să credeți, să nu cercetați. Da, o să spun că sunt creștină ortodoxă, mă țin așa cam departe de unele probleme politice, că dacă nu pot schimba nimic, nici nu mă implic, chiar nici nu discut. Uneori nu discut aceste probleme politice ca să nu fac, să nu mă cert cu cineva, să nu fac dușmani, adică li evit. Adică mereu mi-a plăcut activismul civic, mult mai mult decât politica, că făcând activism civic, uneori aveam și rezultate, dar în politică nu știu dacă aș avea mari rezultate și până ce m-am abținut. Poate într-o zi mă răzgândesc, totuși că arde pielea pe mine să mai fac și eu fapte mari, nu? Și din acest motiv, tot până la urmă, cred că o să mă implic și Și văd din semne motivul meu. bune, verzi la orizont, acolo la umăr ai un simbol foarte drag mie. Unde aici? Da. Ah, verdele, verdele, da, verdele. E, azi nu cu oaja verde, ieri eram. Culoarea mea iubită, tot verde. Eu tare iubesc culoare verde și roșie, Ah, da, și mai da. mult verde. Dar aș vrea, fiind chiar și azi am avut o zi că am reușit și am fost și la mănăstirii la Vlădiceni și la mănăstirii Piatra Sfântă și am ajuns și la Biserica Talparari cu colega de la serviciu, ea cu mașina ei, am făcut așa un mic pelerinaj, nu am stat noi la liturghie, nu, așa să vedem aceste locuri, sunt foarte frumoase, mai ales în Iași de la de zic Tărâța sau Piatra Sfântă, când te ridici foarte frumos să vede în vale tot Iașul. Și ne-a fost dor să vedem așa de sus, de pe culmile Iașului. Și voiam să vorbesc așa, eram de ieri pornită foarte categorică că niciun preot nu am auzit niciodată să vorbească la predici, adică la sfârșitul liturghiei, preotul ține o predică. Nu am auzit chiar până azi, dar nu știu cum mi-a dat așa o lecție
caz preotul de la Biserica Talparari, Părintele Vladislav, care este din Basarabia, dar este elevat spiritual și intelectual. Nu mai ajungea el dintr-un sat uitat de Basarabia în inima Iașului să fie preot la o biserică. Într-adevăr, e elevat spiritual, intelectual. Vorbea la predică despre femei. Prima oară în viață. Am rămas surprinsă, dar și totodată cam supărată. Deci până acum, că am și eu deja o vârstă, nu am auzit niciodată predici să vorbească preoții despre femei. Adică să spună, a vorbit frumos, nu am eu vocabularul lui, mă rog, el a făcut și facultate și master și doctorat în Iași, nu am vocabularul lui, dar a vorbit și din Noul Testament, probabil și din aceste faptele apostolilor, că femeia trebuie respectată, femeia trebuie iubită. Ei, ce mi-a trebuit mie, aia că am ținut minte să spun, să transmit în discuție. Și atunci mi-a apărut încă o dată marea întrebare, de ce atâta timp nu am auzit nimeni niciodată să vorbească. Căci la biserică o țin una și bună, nu știu cum se agață cu disperare unii preoți, poate sunt frustrați și ei sărmanii, că sunt oameni, da? Că femeia e făcută din coasta lui Adam și trebuie să asculte de bărbat și trebuie să rabde. Punct. Am încercat cu preoți care, nu o să zic că sunt vedete aici în România, că țin predici pe YouTube, mai scriu și cărți. Am încercat în discuție, că eu dacă am și eu una din ideile mele fix, mereu să vorbesc despre violență, violența nu doar în familie, și violența în societate. Eu nu mă limitez la violența în familie. Violența la locul de muncă e o problemă gravă a societății. Nu mai zic de asta că discutat în nenumărate ori pe live-urile noastre despre violența care în penitenciare sau în armată. Și am încercat să discut cu preoții că deși nu vă implicați, așa că am insistentă, uite, sunteți, uite atâția oameni la live-urile voastre, ați putea vorbi despre violența în familie, că e vorba nu doar violența față de femei, dar violența și față de copii. La care mi-au răspuns că nu, că noi nu mai avem dreptul să ne implicăm în viața personală. Păi, dar și unica la ce, adică unicul care îl consideră ei, care îl fac, sunt mare ajutor, Doamne, că dau tot să citească acatiste. Dacă ei consideră că e o ajutor asta, acatistul, un acatist să-l citești, îți ocupă cel puțin jumătate de oră, dar dacă să-l citești așa, chiar și mai mult de jumătate de oră îți ocupă un acatist. Și de obicei le dau, așa au făcut demo ca niște șabloane, niște scheme. Un acatist citesc luni, marți alt acatist, miercuri alt acatist și tot așa timp de 40 de zile. Și roagă-te, la care ar fi alte soluții nu le propun. La urma urmei, dacă sunt atât de neputincioși, nu au competență, nu li se permite să implice în viața familiară, mai ales cu o parte din preot, sunt și călugări, atunci cel puțin ar putea să îndrume aceste femei împreună cu copiii lor, dacă e vorba că sunt abuzați și copiii, să meargă la un Da, psiholog. doamna Larisa, am o noutate pentru voi, tamam că am așteptat și dumneavoastră ceea ce ați spus, mă gândesc că acum e bine să vă spun. La biserică, la mănăstirea Căsăuți, în Republica Moldova, nu m-a ascultat atenție, era popa, eu nici n-am să cod de preot, e un bandit, care bătea măișile până în, și ea ca și Oleg Brega au avut cu dânsul de chestiile, bătea măișile, tocmai măișile duceau cu salvare la spital, că ei pierdeau cunoștința, așa de tare bătea pe dânșe. Era un popă rău și nu prinie pe nimeni în mănăstire. Cine vine cu pelerinajul,
El își bătie joc de dânsul, nu lăsa să doarmă acolo. Trebuie să sudu eu, trebuie să jelu eu la Mitropolia Moldovei. Și acolo spune, da, noi știm problemele este, noi știm, ia ca și Oleg Bregu a avut cu dânsul de furc tot filmat pe dânsul un timp. Și odată Dumnezeu, și multe ori îi zicem că el este un câine și îi doresc cu moarte de câine. Și arcind a venit un băiet, sau o persoană, eu Nu nu te știu, un acord cu animalele, sărmanile animale, deși ar trebui. da, pot până la urmă să spun că am și pierd timpul, a să pierd textul, adică gândul. Și un bărbat, așa spune, că bărbat nici nu știu câți ani are, dar cine tot a venit în mănăstire și a primit tot fix așa ca toată lumea, o agresie din partea la popa. Și el astăzi, la ora 10 dimineața, o pălit pe dânsul cu cuțit în schinare și cu cuțit în gât și el acum și pe dânsul l-a găsit pe popa Istra, l-a găsit în pădure, în sânge și acum este într-o stare foarte, foarte gravă. Vreau să vă spun că eu nu aparțin nici la o biserică pământească, dar ceea ce se face popa Istra cu femeile este și tare să temi eu de dânsul. Agresia din partea popii și el spune că sunt femeile chișete, că zdinică, că s-a satenii, că ei au păcătuit și trebuie să-l asculte numai decât pe bărbatul și fiindcă el e popa în mănăstire, ei nu puteau să doarmă, doamna Larisa, eu am fost prezent la mănăstirea aceea, când măicile se sculau la ora 4 și nu puteau să doarmă, nu puteau să lucreze din motivul că el nu-i permite să facă aceea, 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 înțelegi? Și dacă el, de pildă, la ora 4, când trebuie să spală măicile și să citească straja, el în loc ca să-i lasă să citească straja, asta un fel de psalm, știți voi, da? Acolo un fel de acatist, cum voi numiți. El își pune la ora 4 deja să târăi căldări, să hrănească păsări. Și ei nu dovedeau nici să citească straja, nici să lucreze. Și când vine deam ora 8-9, el începe a răcni pe dânsul de ce ei nu au făcut straja, de ce nu a fost citită rugăciunea. Dar ei spun, cum noi putem să citim rugăciunii dacă acolo atunci au fost vreo două, trei măiși în crușe, Maica Polixenie, Maica Fiocla și Maica Fiocla s-a dus din mănăstirea și din motivul că nu a putut să reziste agresia care o avut părintele Ioronim în privință la dânsă și ei au plecat la Suroceni, raionul Sângireea, mănăstirea Suroceni se numește, da? În Bilecenie, acolo, nu departe, dacă ați auzit. Cum Eu... noutați asta vouă? Cu siguranță e o persoană cu tulburare de personalitate. Eu nu știu, când pun în funcții, ar fi bine și sunt multe funcții când în învățământ, la biserici, să treacă un test, un consult psihiatric. Dacă el poate, cred că ar fi bine, că de ce în anumite structuri, să zicem, care se angajează ei, tot ce ține de Ministerul Afacerilor Interne, Externe, din câte știu, ei trec, au consultul psihiatrului. În Voi așa caz, înțelegeți că violența, aici merge violența nu numai ca... Dar vrei să sănătate mentală, vrei să zici că e un om Nu, nu integru? eu. Eu Păi, tot dar nu asta n-are cum cred. fie. E cu tulburare de personalitate. Mai simplu, așa cum e obișnuit să Da. vorbească, psihopat, așa, pe un limbaj, Da, așa al numeu, un măi, dar limbaj cunoscut pentru aici toți. merge, tot stalchiveți două probleme. Aici două probleme se întâlnesc. Că persoana asta era asistent de biserică. El era un представитель церкви, era, cum se spune în limba română. Și Reprezentant al bisericii. cum se numește? Представитель церкви era. Ierarh, reprezentant al bisericii. Da, și el, pomimo того, що au fost discriminați măicile ca femeile, apoi el își discrimina pe dânsul și pe Sfânta Scriptură. Înțelegeți cum? Când sudoieu, când el spune că ești de la satana, că a mâncat măr și nu a ascultat pe
Domnul și băție pentru asta și spune că ei trebuie să șadă permanent în genunchi. Asta nu este râvnă în fața Domnului, asta este batjocură asupra femeilor. Și Metropolia Moldovei foarte bine știe problema asta, că el era nu prima dată să jăluie pe dânsul lumea. Și ei nu au decidat, până acum, până la astăzi, nu a reușit nimic să facă. El a fost nastoiatel acolo, starețul. Și fiind că ei nu au luat deciziile ce să facă cu tulburatul ăsta de pe popa, au decis deja o persoană tot e bolnavă, care a fost mai bolnavă decât el și a fost mai agresor decât el. Înțelegeți cum? Și cei ce au cătat popa și ei și-au primit. Și acum foarte mulți biserici se dispărțesc de la Metropolie Moldovei și se duc la Metropolie Basarabiei din motivul că după ceea ce pop Kiril a zis că lupta asta care în Ucraina este lupta sfântă și este lupta împotriva Antichristului, care este singur Zelenski, o binecuvântat pe toți soldați să duc să ucidă ucrainienii. Hai nu trecem la teme politice, că eu nu rămân în discuție. Asta nu e tema politică. Asta da, nu, hai să o lăsăm și pe Raisa să, pe Larisa să vorbească. În tema politică. Ia că care e asta e și mai gravă problema bisericii, e cea mai mare gravă, o gravitate, așa că biserica nu trebuie să aibă nimic comun cu politica. Ei ori, adică deja manipulări se abat de la, nu în Noul Testament, că îl citesc Noul Testament. Chiar nu am văzut niciodată care ar fi ceva politic. Fețele bisericești aici, mulți din ei, că doar sunt top 10 profesii, unde în care nimeresc persoanele cu tulburare de personalitate, adică psihopații. Și printre ele, în care cu regret, sunt și preoții. Adică mulți din preoți sunt cu tulburare de personalitate. Și ei, pentru orgoliile lor, că ei nu fac politică, că vor să facă o lume mai bună, știți? Ei urmăresc doar scopurile personale. Nu are cum un psihopat să-și dorească pace în toată lumea. Știți cum este când la concursurile frumuseții, când le întrebau pe fetele este ce-și doresc pace în toată lumea. Nu se iei ca cele de la concursurile frumuseței. Ei își doresc bani, își doresc putere. Biserica de orice nu trebuie să implică în politică. Și ce înseamnă politică? Metropolie Basarabiei, Metropolie Rusiei, biserica trebuie să fie permanent una, dacă ei zic că ești de la Domnul. În Moldova sunt vreo 7 metropolii ortodoxe. Dar vezi, Larisa, ce probleme sunt în mănăstiri. Îți amintești mulți ani în urmă pe la tot mănăstirea Tanacu pe la Vaslui, tot un stareț, nu știu de ce în mănăstiri de maici există stareți bărbați, tot un stareț și-a bătut joc de o femeie, a pus-o să bată mătănii, țână, foamă, să nu știu ce pedepse, până când a murit. Despre asta s-a făcut și un film. În condițiile astea, când au așa atitudine pentru femei, vrei să vorbească în predici de bine despre violența domestică? Și a făcut popa o ușis pe femeie cu foame sau și? Da, o punea să țină foame, post, negru și tot așa, până când a murit. Pedepse, dar nu știu pentru ce, pedepse. Nu, e foarte dificil. Eu nu mi-închipui, de fapt, nici nu vreau să-mi imaginez, dar cred că la viața la mănăstire e foarte grea. E foarte grea. Nu mai este grea. Am trăit la mănăstire, am trăit și la femeie, la hâncul la mănăstire, am trăit și la suruceni la mănăstire o săptămână, la hâncul un an am trăit, la Țipov am trăit 2 ani, la Saharna am trăit jumătate de an în mănăstire. Nu e greu traiul. Cel mai greu trai era la Căsăuț, fiindcă el când scula, el anume bărjocorie pe toți, pe toți. Tăți se timeau, tăți au fost cu frică.
Slujbele nici nu era vorba să fie slujba. Tățul meu trebuie, eu tățul numai să lucreze. Măișile numai și plângeau, zice, noi nu putem să citim psalmele noastre, straja noastră care trebuie să citim la timp, iau timpul lor când trebuie să citească. El nu îi permite. El spune, duceți și lucrați. Nu stați și nu hodiniți. Când ei se rugau, trebuie o sroagă, să-i socote hodina. Nu știu, eu vreau să zic că la mănăstiri e foarte dificil, că ei nu au libertate, nicio libertate, sunt ca în robie. Eu îi consider că... N-aș spune, de pildă de stareț, de pildă de stareț, de pildă de persoană care conduce cu mănăstiri. Depinde. Posibil, dar atunci dacă de ce se permită că să fie așa stareț și de ce nu vor să implice că eu... Să tem să pui plângeri, că dacă ei să tem, fiindcă când deodată se scrie plângere, vine Metropoliei Moldovei și zice, gata, noi am hotărât, lasă și ei mai departe, tata și ei gine. Și el zduși, dar pe urmă omul ăsta își bate joc mai departe de omul ăla care s-a jăluit și se răvaie la neom sufletul globul. Asta e știut care... cum se procedează când e vorba de violență, că e exact aceeași formă de violență e când la locul de muncă, de exemplu, când șeful care e psihopat, agresor sau dictator și subalternii sistem. Exact așa e și la armat. La mănăstire, dacă s-a jăluit exact. Cineva pe stareț, trebuie mitropolia sau schimbi. Da, și directorul unei instituții medicale care se poartă așa, sau dacă e la armată acolo un colonel care e tot așa, e exact la fel, formele de violență, ele psihologică, da, psihologică. Psihoemoțională, da, psihoemoțională, ele sunt la fel. Cu regret să ajunge și la violență fizică, e foarte complicat. Dar eu vreau să zic că totuși m-a făcut să mă gândesc și la asta, că nu vor să implice, dacă nu vor să implice în viața familiară, de exemplu, preoții, când vin doamnele și spun că e violent acasă soțul și e violent și cu copiii, preoții vin cu ideea mereu, cu ideea lor genială că trebuie să rabți, trebuie să fii smerită. Cam asta sunt ideile lor și iarăși câte acatiste trebuie să mai are de citit câți ani la rând. Doamna Larisa, dumneavoastră mă întrerup permanent. Bun, repet. Da. Și vreau să cred, nu vreau să cred asta, dar până la urmă cred că o să cred că le este convenabil că aceste femei care sunt cu victime, ei deja dacă e victimă familiei, ea o să fie la fel de victimă și la locul de muncă, adică eu ușor oricând poate deveni o victimă și la locul de muncă unde se află. Le este convenabil că dacă nu o să vină aceste victime permanent la biserică, dar ele aici, că fiecare pomelnic care se dă pentru sănătate sau că pentru pace în familie, pentru înțelegere, pentru toate, este la fiecare pomelnic care se scrie numele, se dă cu bani. E vorba și fac bani așa. Da, dacă nu vor să implice în familie, atunci ar găsi o soluție, să-i dea sfaturi utile doamnei sau să se vorbească mai frumos totuși la biserică că despre femei, despre cum am auzit azi, doamne, am auzit în sfârșit, n-am crezut că nu aud niciodată în viață la biserică, uite că azi totuși am auzit. Că femeia trebuie să fie iubită, respectată. Dacă ar vorbi mai des, cel puțin la predici, preoții asta, dacă i-ar da femeii posibilități să fie mai încrezătoare ea, că uite,
Eu te susțin, te ajută Dumnezeu, dar du-te că o să te susțină psihologul. Ea, pe urmă, s-ar descurca și singură cu problemele în familie. O parte din ele, cu siguranță, unele din ele, ori ar divorța și ar scăpa de acest abuz, de această violență în familie. Ar găsi o soluție, dar nici măcar nu le, cum să vă zic, nu le aduc la pragul cunoașterii, știi, de, pe aceste femei. Preoții, da, nu vor că cu soț poți, nici nu poți vorbi cu acestor femei, că dacă el nu vine la biserică, nu o să alerge ca preotul să le caute. În așa caz, ar trebui să găsească cum să le susțină pe femei, dar nu să-i zică că trebuie să fii smerită, să taci, să răbzi, așa ți-a dat Dumnezeu și Dumnezeu nu știu, Iisus Hristos și-a dat viața pentru noi și dat-o rabdă, păi nu e chiar corect. Cred că până la urmă le este convenabil că să vină aceste femei permanent la biserică cu aceste pomelnice și bani, că nu mai găsesc altă explicație. Chiar nu au competență. Dacă nu au competență, atunci să fac studii câte la facultate la teologie. De ce nu să nu aibă și aceste competențe, cum să gestioneze o așa situație? Cu regret, eu speram că ar putea să ajute cel puțin cei care merg la biserică, că care nu merg la biserică, preoții nu au ce face, nu au cu ce ajuta. Dar dacă ar ajuta cel puțin acele persoane care vin la biserică, și ce e foarte trist că multe femei, cred că mai mult de jumătate, care ele nimănui nu spun ce au de tras. Ele au cea mai mare încredere în preot. Ea nu, o să aibă o genă, o să se simtă așa un pic rușinată că să spui, de exemplu, la rude, la colegi, la serviciu, la cumătri, la vecini, să duc cu cea mai mare încredere la preot și vorbesc despre această problemă și ca regulă a dat pomelnicul și a luat pe foaie ce acatistie are de citit și atât. Și oare nu spun nici la spovedanie Probabil că am despre... avut mari așteptări și de asta un pic să dezamăgit. Aveam eu mai mari așteptări de la preoți că ar putea să ajute, dar câteodată să ajunge la aceia care am auzit, adică eu ce vorbesc la anii mei de mamă experiență de viață, nu o singură că învinuiesc tot femeile sau pot să le dai exemplu care au auzit de mine. Nu, asta nu vorbesc deja din cărți. Din cărți eu vorbesc ceea ce ține de psihologie, de medicină, dar aici sunt cazuri chiar din viață. Sunt femei care sunt și bătute și stau și prin spitale și cu traume, încă mai rău ca tine. Zic, bravo, părinte, dar ce încurajare, zic, mai frumoasă n-ați putut inventa, că chiar de preoți aici în România, cred că cu mai multă evlavie sunt față de preoți, îi consider, nu știu cum, cred că cu mai mult evlavie, cel puțin decât mine. Dar E o interpretare. eu tot și-am curajul să le zic, dar dacă ar fi fiica ta, zic tot așa sfaturi, da? Zic, dacă ar fi sora ta, tot așa sfaturi ei da, să rabde, că îi bătută, că îi vine permanent, că ia banii din familie și îi duce pe băut. Zic, tot așa sfaturi ei da, să rabde și să merită să fie. Zic, tac, atunci tac. Când e mai greu când e unul preu, când e călugăr. E, dacă călugărul tot poate să aibă și el o soră, o verișoară și cumva te agăți și acolo. Dar vă zic, cred că am rămas dezamăgit. Am încercat, mai ales cu un preot care tot l-am auzit eu, care a zis că sunt situații și mai rele când și bărbatul trăiește cu două familii și le bate și le duce. Zic, păi și de ce trebuie să compari? Zic, ca preot, zic, sunteți foarte inventiv. Zic, de ce să comparați cu ceva mai rău, dar nu cu ceva mai bine? Zic, nu înțeleg.
Și omit partea asta că chiar și în Noul Testament scrie că și bărbatul trebuie să iubească femeia și este cu femeia un tot întreg și să o respecte. Cred că n-au Doamna, citit. doamna Larisa, dumneavoastră mă iertați pe mine, dar eu pur și simplu nu, dumneavoastră spuneți când eu pot să comitesc, când nu pot, că așa se plinește că eu nici nu știu, că, așa se plinește că eu vă întrerup, dar dacă era să-mi spuneți, am nu pot să comitesc, eu era să comitesc, dar așa eu nu știu când începutul și când e mijlocul și când capătul, înțelegeți cum? Asta de atâta eu, Hai, unde vorbiți? dumneavoastră când Hai, vorbiți, spune ce ai de spus, spuneți nu și... cum e vorbim. Ce ai vrut să spui? Eu am comentat la ceea ce ați spus dumneavoastră acum și nu sunt de acord cu ce, ce zice Popa că el nu are dreptul să se implică în familie. El când botează copilul sau când botează sau când vine persoana care vine permanent la biserică și cere ajutor, nevăzând omul și ala, aparține bisericii sau nu, dar persoana care s-a adresat către biserică, el e o rugat ajutor de la părinte și atunci el trebuie. Nu că e, asta nu este implicare, asta este un fel de mod de pacificator din partea preotului, dacă el a venit și a vorbit cu omul ăsta și poate a schimba gândurile lui și atitudinea către femeie și sau către bărbat și așa mai departe. Dar aceea ce zice că nu am dreptul să mă implic, asta este neprofesionalismul a preotului, din motivul că taman că preotul permanent se implică în cel mai profund familia, asta e în credința omului. Asta e mai mult decât el aș implica în familie. De atâta el trebuie permanent, dacă vine un creștin și-l roagă să-i ajute, trebuie să vie și să încearcă. Dar dacă eu încerc așa să aprini, apănați-mă că eu sunt eu pe urmă că de ce n-am făcut mai înainte. De acord cu Oleg, e un pretext invalid să zici că nu vreau să mă bag în viața de familie, când el de fapt se bagă în sufletul omului, se bagă în cel mai intim. Acum să zici că nu te bagi în familie cu toate predicile de până atunci. E mai degrabă o comoditate, cum zice Larisa, și probabil cum se explică și faptul că atunci când o femeie se adresează cu violență domestică la poliție, la organele de stat, acolo tot e descurajată să depună plângere de lene că nu vor să se ocupe de un caz pe care e greu să-l rezolvi, pentru că nu e așa. Violența domestică se rezolvă greu, îl amendezi pe agresor și el tot acasă sau tot din banii de acasă ia să plătească amendă, se întoarce și se răzbună și tot așa. Deci iată două instituții, una de stat și una privată, dar care sunt la fel de ineficiente în a opri un fenomen cronic, de secole, din contră îl perpetuează, pentru că cel mai des și preoții și polițiștii sunt bărbați. Dacă ar avea acces femeile în altar, dacă ar fi mai multe femei polițiste, cred că lucrurile s-ar schimba. Cu siguranță, de fapt, în Noul Testament, cândva, erau diaconițe, erau femei diaconi. Acum nu mai sunt. Au găsit care cu funcție de diacon. Nu Diaconiță? era așa ceva. Ei, nu Nu era. era. Băi, nu faci. Eu sunt prezentator de Biblie, nu există așa. Ei, lasă că mă faci să eu Și astea. Bibliile sunt E diferite, Oleg. rău Sunt fel de fel de traduceri. Dacă stai să Nu cauți, poți să există afli în Biblie multe. femei diaconese. Nu duceți în valoarea lumii, nu duceți în rătăcire. Ai, Nu există. lasă-mă. Dacă Știi nu tu bine, există, dar... trebuie să introducem, Oleg. Suntem în mileniul 3, deja în secolul 21. Trebuie să actualizăm. Nu putem să ținem departe Asta e de altă vorbă. treburile Asta e altă bisericești vorbă. femeile. Dacă trebuie, dar în Biblie nu au fost. Schimbăm De ce e greu Biblie de eu schimbat. mă... Doamne, Cu du-te Biblie eu... acolo. Gata. Nu vreau pur și simplu diaconesa Fiva. Nu spune tu mie că eu dacă nu Nu-i. știam tu Nu-i. pe Oleg, nu te contra cu mine că lumea poate citi și le spun și capitol și o Bine, să vă... dar unde? Spune-ne, unde la apostoli, la faptele apostolilor ai văzut? Unde, în care carte?
Măcar spune în care carte, că e că eu de când știu Biblia n-am găsit nici o decanesă. Nu, a, dar nu mă sfădim. Chiar nu interesant care carte. Oprești, Iuleac, ca să-ți pot spune. Da, da, eu ascult. Eu o să-mi faci impresia că tu intri în life-urile astea ca special să dezbați de la temă. Nu, 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 când merge vorba de Biblie, eu trebuie să vorbim ceea ce este în Biblie, nu ceea ce nu este în Biblie. Așa. În Biblie nu există Doamne, în Biblie nu există deconesa. Cum eu să vorbesc dacă tu nu-ți stai și gura? Iuda. Așa. Acum, către послание к римлянам святого апостола Павла, глава 16. Представляю вам Фиву, сестру нашу диаконесу церкви Кенхрейской. Чем скуйту мия, да, в фактиле, да, в фактиле апостолор, епистола к три, а святого апостол Павел, капитулу 16. Nu crezi, deschidești și citești. Îți fac screenshot. Da, nu te cred. Înseamnă dacă ai găsit, e că eu știu și că chiar m-am mirat. Eu, cum știu Biblia, dar așa de bine, așa de bine o știi. A vrut să zic că cândva și undeva încă de una mai este pomenit, Oleg. Adică când, cineva cândva le-au scos pe femei. Și fac și eu ca tine. Dacă erau mai multe femei, femeile ce au dreptul să facă la biserică? Să fac curat? Să sădească floricele? Ești cam atât. Ele, sa, le mai dau voie să cânte în strană. Minunea lumii. Le să mai vândă dau lumânări voie la pangar. Mai eu fac... încă o dată în cer iertare că n-am știut. E că prima dată, e că de când știu Biblia, chiar m-a enervat. Că diaconesă femeia. Asta e chiar itinerare. Da. Gata. Ai știi acum. Și adică îi nu înțeleg de ce au fost atât de îndepărtate femeile de asta. De, doar mai zic că mai fac un fel de sfatul bisericii unde fac parte din parohie, că mai fac parte și femeile. Dar zic eu în ce, pentru ce fac parte, să aibă cine face mâncare pentru sărbătoare, să aibă cine face o curățenie generală, doar acesta este rolul femeii în bisericile zilelor noastre. În politică au ajuns femei, adică sunt femei în afaceri, când ai căta în societate, femeile deja s-au putut impune, adică dacă au ajuns și în cosmos, dacă au ajuns și adică femei care pilotează avioane în spațiu cosmic, în biserica nu o să lasă să ține bine, nu o să permită ei. Dar este așa fapt când sunt femei care vârstnice la domiciliu, care deja nu mai pot veni până la biserică, dar ele au credința asta profund în suflet și ar vrea să vorbească cu... Vine la domiciliu, de exemplu, să spovedesc, împărtășania care se face, dar nu ar fi mai bine pentru o femeie vârstnică care are așa o vârstă înaintată să vină cu ea să vorbească totuși o femeie, nu un bărbat. Bărbații sunt mai rigiți. Când îi povestește o femeie vârstnică care și-a amintit ea de păcatul ei din tineret, că a făcut cândva un avort, sunt niște lucruri destul de delicate, chiar și care ar fi bine totuși să le discute, poate totuși cu o femeie. Nu se lasă. Și nu știu de ce. Care ar fi cauza? Și mai ales când tot îi auzi, dar de să-mi auză pe la predici, cu coasta lua, dar mă nebunește. Și pe urmă bărbații de... vin și reproșează, e un fel de discriminare a femeilor, că femeile, dar femeile n-au minte, că e făcută din coastă, în coastă creier noi. Nu, dar cine ai auzit așa ceva niciodată, Oleg? Vai, de multe ori aud. Și se duce unul care așa, cu un intelect mai mediocru la biserică, aude așa minunății și el, de unde o să aibă respect față de femeie? N-are cum să aibă. Și regret, mie mi-ar plăcea să fie totuși din nou
să se întoarcă, că să fie diaconesă în biserică, ar fi un alt fel, un alt echilibru și ar fi mai receptivi față de femeile care vin și spun despre violență în familie. Sunt unele biserici tot creștine, dar protestante, reformate, în care sunt chiar femei, pastori și toate Da, funcțiile, acolo episcop sunt și tot ce vrei. și le se permit să citească chiar din Biblie, care lor le se permit acolo, da, nu sunt atât de rigizi. Nu sunt atent, asta știu. Știu că a mai fost când locuiam la Minsk, era un foarte frumos cu catedrală care catolică și intram acolo când plăcea muzica de orgă, tare mai era frumos să ascult. Și vedeam, câteodată nimeream întâmplător și când era și slujbă și mi-era drag că le se permitea că ei ca un fel de, cum se cheamă, un pic de tribună de asta, unde vorbea chiar femeile care citeau din Noul Testament și apreciam asta, da, adică da, Biserica Ortodoxă nu. Femeile numai cu cărpa să vie să fac curat și să mai cânte în strană. Cam atâta e și când au de făcut mesă, că spună masa. Dar adică ca personal auxiliar sau ca slujnici, cum aș putea să zic? Și totuși, Larisa, cum îți explici cu așa atitudine față de femei a Bisericii Ortodoxe și Catolice, cele mai multe enoriașe în biserică sunt femei? Ce sunt cele Ce mai zici, multe? Oleg? Vizitatori, enoriași în biserică, cele mai multe persoane sunt femei. Cu toată atitudinea asta discriminatorie față de femei. De ce acceptă? Bărbații se pare că sunt mai lehămitiți de mers la biserică, să pupe mâna popei, să îi subordoneze canoanelor și tot așa. Pe când femeile acceptă umilința asta. Una din cauze că ele își găsesc un refugiu când se duc la biserică. E ca un refugiu pentru ele. Mai fug de acasă de probleme, Și socializează între se ele în agață biserică, cu da? Între femei. disperare, cu speranța că o să le ajute Dumnezeu. Unele pentru socializare, unele se duc pentru a socializa, în special femeile care sunt la pensie și la pensie e greu, nu te mai duci de-amul la o discotecă, la un bar, mai îți rămâne să te duci la biserică. Cam asta ar fi un motiv și speranța asta care sunt, toate că cândva când era, dacă ți amintești anii 98 în Moldova, când nu stângeau lumina, nu dădeau salariile. Și era cândva o glumă că moldovanul de mult a murit, dar speranța mai trăiește. Cam așa. Cam așa și aici la biserică. Și totuși cu caracter victim, că am citit un studiu, făcut un studiu în medicină, că femeile care au avut pe cineva, o persoană toxică, femeile care fumează, femeile fumătoare, ca regulă, au avut o persoană toxică în copilărie. Adică ea deja e cu caracter victim. Și mă uit că după vin la biserică, dar nu, de doamnele în vârstă, nu pot, chiar n-am văzut niciodată, dar de vârstă medie, care ea iese de la biserică și prima ce face își aprinde o țigară și fumează. Adică ar fi o... le văd că sunt pozitivi de felul lor, dar tot una pe față le trădează că au un caracter victim. Adică ele totuși sunt cu speranța care vin la biserică că au niște traume care le-au avut în copilărie, au mai nimerit și într-o căsnicie unde evident că cele cu caracter victim din copilărie ca regulă și aleagă așa o bunăciune ca unul cu psihopatie, cu ceva de felul. Nu sunt
Se vede diferența care vin la biserică, care oamenii fericiți care au venit așa senin, că se închine, se roage, se aprinde o lumânare și care vin, care e foarte deprimat, așa, care își caută un refugiu. Își caută un refugiu. Cred că e și asta o cauză. Ei, dar pentru pensionare e clar că e mai mult pentru socializare. Ei, și obișnuința și tradițiile, cam asta. Fedora Dar zice, care la biserică trebuie puteți vii și chiar care fumează și care păcătuiești și care dar eu ucide și care fură. nu judec, eu invers, mi-e foarte milă. Eu când văd o femeie cu fumează, așa imediat empatizez cu dânsa, că îmi dau seama că a fost victimizată în copilărie. Nu mă apuc eu să judec treaba asta, deloc chiar. Și asta că am așa o compasiune, că mi-e milă. Și nu vreau, îmi pare rău că preoții au o pregătire bună la facultățile de teologie și au și ore de psihologie. Cred că ar putea face mai multe decât fac. Și dacă ar vorbi la predici, mai des la predici despre rolul femeii Femeie. în societate, rolul femeii în familie, ar deveni femeile mai încrezătoare, mai puternice. Să vă citesc Dar un dacă comentariu. bărbați nu vizitează biserica și popa nu mă zice degeaba de predică cum să atârni către femei dacă nimeni nu aude și pare. Fedora zice, am fost odată să mi se ierte păcatele și am o poveste lungă cum am ajuns acolo, dar are un final fericit. Și nu ne povestește cum a fost acolo, dar zice că finalul e fericit. Să-i se ierte păcatele. E, aici cu iertatul păcatelor care se mai duc și din o parte din bărbați care se duc și ei la spovedanie și care recunosc valor că abuz de alcool, că să zicem că a jignit-o, a insultat-o pe soție, până la urmă preotul îi dă iertarea păcatelor, îi dă și lui să citească canon, să citească un acatist sau să facă niște metanii. Dacă cred ei atâta naivitate, dacă ei cred că asta ar fi de ajutor, nu, de ajutor ar fi alte metode. Pentru și îl încurajează și ei se distrează. Las că mă duc la preot, mă spovedesc și el lasă să-mi spui și că nu citesc, dar eu n-am să-l citesc. Și să joacă, ca parcă s-ar hârjoni, știți? Parcă e o hârjoneală, dar nu o spovedanie. Că nu îi ajută pe bărbați că vine și spune că ea că am bătut-o, că ei e guralivă, nu știu ce, dar preotul îi dă, că ea că îi citește acatistul ăsta și gata, și îi dă iertarea păcatelor și îi dă împărtășanie. N-are cum, adică îl încurajează. Într-un fel îl încurajează să facă tot așa, las că el data viitoare, că la spovedanie toți plătesc bani. Las că vine asta data viitoare, mi plătește bani și eu iar îi mai iert păcatele. Cam Da, eu așa. am vrut să întreb, Au am vrut să întreb, doamna Larisa, transformat într-o afacere. dumneavoastră așa mult apărați drepturile femeilor, Și-a dumneavoastră sunteți într-o organizație. bărbaților tot. E pur și simplu mai des, e fenomenul mai des întâlnit, dar sunt bărbați care atâta sunt agresați de femei, sunt niște femei care sunt demonizate, niște creaturi care ți-i frică și să te uiți în direcția ei. Sunt și bărbați care victimizați. Dar câte mame sunt de astea psihopate care își nenorocesc copiii? Puh. Să întâlnesc destule. Eu am luat nu ca gen exact, că uite, femeie victimă, bărbatul agresor, așa am luat-o la general, dar sunt situații când
Este mama cu tulburare de personalitate care își nenorocește într-un hal, fără de hal copiii ăștia. Și copiii ăștia ori ajung prin detenție, ajung criminali, ori el și la rândul lui ajunge o victimă în mâinile altei femei care e exact ca mama lui. De acum sunt și femei destul cu tulburare de personalitate violente. Și Și ce care trebuie de făcut? sunt și la locul de muncă care e în funcție, e o șefă și ea pe undeva, o șefă care ține în frică tot colectivul, unde sunt și bărbați și femei. Eu nu am zis neapărat că e agresor, e bărbații și femeile sunt victime. Da, mie ne-a părut că sunteți organizații care apărați numai pe femei. Da, Nu, bărbați. dar bărbații nu sunt oameni, mi-e milă și de copii care sunt, care așa îi bat, eu țin minte din copilărie. O mamă care, sărmana, trebuie închisă la codru toată viața. Așa își bătea copiii, umblau copiii și ea schilodiți. Dar statistic, coleg, femeile sunt victime preponderente ale violenței de gen. Ele sunt bătute Deci, pentru că sunt femei, bărbații nu sunt bărbații sunt violenți. bătuți pentru că sunt slabi. Dar Un bărbații bărbat nu sunt puternic nu o să jeloși, fie pur și bătut. simplu. Dacă era bărbat să jeloie pe femei, apirați și mai mult victime bărbați decât femei. Vă știți de asta? Nu Ei, înțeleg nu e așa. logica. Nu e chiar așa. Nu e chiar așa. Uite, Sunt. eu am vorbit cu o judecător, e foarte bună femeia, și ei ne-au spus, Oleg, este un caz că bărbați sunt vinoveți când merg, mai ales când merge procedură cu divorțul, femeia special își provoacă cuvintele că el să sare în scandal, că șopă unul ugraja, ca să insulte, că ugrajat în limba română, ca să a facă agresie. Femeia nu face singură mai întâi, el își provoacă bărbatul ca să facă chiar și așa, ca să o alungă pe dânsa și să-i Oleg, e spui greșit niște... să dai vina tot pe victimă pentru faptul că e agresată. Dacă ea îl provoacă, el de ce se lasă provocat? Înseamnă că e Așa și instabil psihic, judecătorul a zis înseamnă că că el nu nu se trebuie poate să fie lăsat controla. provocat. El nu trebuie să provoacă, dar el... Bărbați, noi suntem mai sensibili decât femei. Femei Da, sunt da, da, mai... sigur că da. De asta femeile Femeile sunt cu sunt ochii mai vânăți și puternice. bărbații rămân sensibili, da? Nu, tu n-ai înțeles. Noi suntem mai nervoși, mai aspri, mai repede de sărit Nu, aveți la pumni mai mari scandal. și Oleg, minte mai lasă nu scurtă. generaliza. Tu știi și de simplu a generaliza? Nu generaliza, că știu bărbați care e echilibrați, care deja au 80 de ani, dar îi cunosc de câți ani, da? De 50 de ani, care noi am auzit în viața lor să ridice vocea la nimeni, foarte echilibrat și chiar de mai striga soției sa pe acolo așa că, ba, e ceva n-ai făcut, nu aceea ai cumpărat. Liniștiți, uita, păi las că-l scumpăr mâine, dar ce-ai vrut tu? Și deloc nu o să agita. Nu vorbi tu asta, că care nu e echilibrat. Care unul nu e echilibrat, se agață de tine, care știu că doar am lucrat cu victime a violenței în familie. Poate să intri în casă și se agață că de ce arde lumina în frigider. Sau că nu așa te-ai uitat la el. Asta îi cheamă un psihopat, îi se cheamă bolnav, îi se nu-i Păi sănătos, da, cheamă e pe familie. psihopat, sigur că da. Da. Îi se cheamă un noi om. Păi da, El dar... trebuie să dea aerul și la femeie, asta e clar, că cealaltă care iubește, cum Biblia scrie, că bărbat care dacă iubește singur pe dânsul, el trebuie să iubească pe femeie. Dacă nu iubește femeia, el nu și iubește singur pe dânsul. Că femeia este dintr-o coastă, e un trup. Mai Asta zi e o da, dată dacă dar vrei să o să enervezi pe aminte că Larisa. lumina arde în frigider, asta e un spital. Asta e un... Asta e dintr-un banc cu asta, cu lumina frigider. Adică că când vrea să se agațe, o să-i spui că a strigat la dânsul și de asta el a lovit-o.
Nu, eu am Asta e văzut tot oameni. boala. Asta e tot psihopatie. Asta e Păi. tot psihopatie. Asta de un om bolnav. E imposibil dacă, chiar dacă omul o strigat, trebuie să răspunzi normal. Dacă nu poți, strigă și tu, dar nu bate, că Nici bătaile va fi strigatul nu-i un bun, bărbat Oleg, poate că să strigatul se numește pălească. violență verbală și tot pedepsit de lege. Dar deseori atitudinea asta agresivă e cultivată cultural, prin tradiție. Nu degeaba există și acum și sunt folosite zicale, dictoane, ca femeie nebătută e ca și casa nemăturată, unde dă mama crește, unde dă tata înflorește, ceva de felul ăsta. Sunt tradiții care spun că femeia trebuie să asculte, să fie supusă, bărbatul trebuie să dicteze, trebuie să fie cu coș în casă și tot așa. Tradiții de care ar trebui să scăpăm, pe care ar trebui să le revizuim, că nu tot ce am moștenit de la strămoși, de la părinții noștri, nu tot trebuie perpetuat și păstrat. Sunt lucruri de care trebuie să scăpăm cât mai repede și cu rușine încă. Păi da, cu astea care, mă rog, vorbele astea care din popor, femeie nebătută e ca casa nemăturată, sau astea sunt niște care tot înrădăcinate, Este psihopat. nu, dar astea sunt vorbele din popor, că femeie nebătută e ca casa nemăturată și o repetă multă lume care o știe, special la sate. Adică Asta sunt e niște discriminarea. Asta e discriminarea femeilor. Asta e de ce bărbat trebuie să nu fie bărbat. niște tradiții care s-au rădăcinat așa în mintea colectivă, s-au rădăcinat mult și din aceste motive ei se consideră că au dreptate. Dar eu credeam, vă zic, eu aveam mai multe așteptări de la preoți, în special de la preoții din România, că facultatea de teologie, adică le dă o pregătire, că ar dori să implice mai mult. Cred că sunt și preoți care se implică, bănuiesc sunt, nu am dat eu de ei, dar nu văd predici să se vorbească despre asta. Mai puțin cărți nu se scriu, adică scriu cărți care, mă rog, la doxologie, multe cărți, dar despre, scuze, despre violența în familie, încă scrisă carte de un preot, de cineva din teologie, încă nu am întâlnit. Dar mi-ar plăcea să văd că fac asta. Și să nu transforme astea într-o afacere preoții munca lor. Am încercat să o adaug pe Fedora în discuția noastră. Am introdus-o în chat și ar putea să participe la discuție, dar văd că stă și scrie probabil povestea ei de la spovedanie sau cum se numește iertarea aia de păcate și nu vede că am invitat-o în discuție. Dacă nu intră, eu știu, în următoarele câteva minute, zic să închidem pentru că trece vremea și deja Da, vorbim mai mult de închidem o oră. că cam ce am vrut, eu ce am vrut zic, adică aș avea de spus încă una din ce mă sunt foarte uimită să contrazic așa unii preoți că nu vor să implice în detalii în viața de familie, dar o parte din preoți de care știu eu personal la spovedanie cercetează destul de minuțios viața intimă a unui Ce cuplu. înseamnă minuțios? Ce înseamnă minuțios? Ei, în detalii. Ah, În în detalii, că eu nu detalii. prea știu Și România. aici sunt Ah. foarte uimită. În problemele când e vorba de violență în familie, tu nu te implici, dar când e vorba de viața intimă, aici ei devin curioși. Și chiar a fost așa. Da. Și zic, uite că. Da, și eu am fost așa uimită. Zic, păi, parcă nu știu, din cât știu ori de
sexologie sau nu au la facultate, deși sunt unii din ei curioși și am mai întrebat și pe alte doamne. Uite, vă întreabă preotul, da, întreabă că din modalitățile acolo, mă rog, că sunt restricțiile astea fără variație, adică. Și așa zic, măi, dar chiar să întreb și așa lucrurile la spovedanie, ești ceva și cu umor în aceste discuții să vorbești la spovedanie la preot, dar unii preoți întreabă, ca așa ca știți. Și nu știu dacă asta este așa ceva scris undeva în Noul Testament, chiar n-am găsit, că eu l-am citit de multe, multe ori. Nu Noul există nici Testament unul. nu-i Și-mi scris imaginez că nimic. nu numai întreabă, dar și povestesc despre ce aud. Ei, când povestește omul singur de amaleș, lasă-l lui Nu, dacă dar cred vrea că și el cu... povestesc preoții după aceea ce aud la spovedanie. Între ei, preoții sau cunoscuți, alți bărbați Da. sau soții povestesc. Adică nu cred că păstrează secretul așa cum scrie în Nu, nu, canon. nu. Așii vechi păstrează, dar sunt aici tineri, ei nu înțeleg ce înseamnă. Asta este a șaptele taină, asta e taina este. Și nu trebuie să fie afișată. Asta e taina bisericească. Și dacă ei afișează, asta e foarte mare păcat. Asta e foarte mare păcat. Era o vreme, poate că și acum e valabilă, când preoții raportau totul la securitate, la SRI, la A, cu KGB. siguranță raportează și acum. Cu siguranță. Dar de ce credeți? De ce Da. credeți? Asta și De este ce? misiunea lor. Vă gândiți? Da. Mai ales că preoții în România au salarii de la stat, cei din Moldova trăiesc din pomenile oamenilor, dar ăștia din România și călugării toți sunt salarizați de stat și deci creșterea lor ierarhică depinde totul de stat, salariile lor totul. Dar care e motivul de stat să îi plătească la predstavitele țărcii? Nu De știu, ce ei așa nu e plătesc legea în la toate România. bisericile, numai la ortodoxe? Așa, nu numai la Sunt și ortodoxe, și la alte evanghelici, biserici, catolici. și catolici, și romano-catolici, și greco-catolici, și biserica musulmană, toți au salarii. Îs Prima vreo dată aud 9 așa culte ceva. religioase înregistrate în România. În Moldova sunt vreo 50, dar în România nici 10. Pentru că e mare înghesuială la bani. Dar voi sunteți înconviși că plătiți? Da, și au Da, salarii. au salariu oficial. Da, metropoliții, patriarhul are chiar salariu cât un ministru sau mai mare. Da, au salarii. Eu știu de asta și știu și au salarii bune, destul de bune. Dar ei colaborează cu siguranță cu serviciile speciale. Și mai ai încredere, te mai spovedești? Păi, dar poți povestești niște povești cu zmeu, citești ceva dintr-o revistă, dintr-un Playboy și te-ai dus la spovedanie. Ah, deci Doamna trișezi, Larita, deci tu pui critici minciuni. toate tainele bisericii, dar cum poți tu să vii cu Playboy la spovedanie? Asta e foarte rău. E păcat? Îți asumi păcatele altora, da? Nu, dar la spovedanie trebuie să povestești ce crezi că ai păcătuit, nu povestești că te bate soțul acasă, nu? Da, sunt de acord. Mărturisirea este foarte taină, foarte serioasă și trebuie să nu rădim de dânsul. Da, dar întreb ce Nu. spui acolo la spovedanie. Nu povestești orice telenovelă ce ai văzut la televizor. Povestești ce crezi că e păcat, nu? Că ai Păi păcătuit. da. Asta e Dar povestit. dacă te Povestesc duci la păcatele. învădire, asta e foarte rău. Povestești Dacă păcatele. toți păcatele se duc pe urmă la securitate, asta e extraordinar de rău. Păi da, te duci și povestești că dacă ei tot li drag să asculte, povestești toate păcatele din viața intimă și las le spui și de la securitate. Ce noi mai bine, Oleg, că vorbim la microfonul liber și spunem public tuturor ce gândim, mai rău decât la spovedanie.
Acum securitatea nu mai trebuie să racoleze preot. Se abonează la canalul tău de Facebook și urmărește tot ce scrii și spui. Știi tot mai mult decât știi tu. Mulțumesc, dragilor, pentru participare. Văd că Fedora nu s-a hotărât să intre cu noi, nici text nu scrie. Povestea ce e, dacă o să-l scrie, o să-l vadă toată lumea. Dacă nu o să-l scrie, poate data aviatoare intră cu noi în discuții. Cred că despre nevoie de reforma bisericii putem să vorbim la nesfârșit, nu-i așa? Da. Mulțumesc, Larisa. Mulțumesc, Oleg. Mă rog de mă iertați că azi chiar am dat cu nasul un asfalt. Aici vreau să vă spun foarte cât de atent trebuie să știm să citim Biblia. Că noi credem că tot știm, dar credeți, un singur verset am scăpat și am devenit prost. Pentru că ești bărbat și pe tine nu te interesa chestia asta, dar Larisa căuta cu lumânarea un semn de grijă pentru femei și iată o găsit și în M-am biserică gândit și și în eu la carte asta, și în dacă Biblie. e pur și simplu special căuta acolo despre apărarea femeilor, dar eu nu mă acceptam la asta, eu mă acceptam la altceva, Dar la tot erai ce atât vede de nu la convins, apărarea atât de femeilor. hotărât. Nu, eu nu sunt de acord că nu au niciun rol femeile în biserică. Că nu au fost așa, sunt ținute la distanță. Dar, Și doamna Rita, cum ați ajuns la versetul ăsta? Cum ați ajuns? De ce eu cât citesc Biblia n-am găsit versetul ăsta, dar dumneavoastră ați găsit? De ce? tu l-ai găsit, dar n-ai atras atenția. Ți nu ți s-a părut important. Pentru ea e importantă tema asta, e durută. Pentru tine nu e important, că tu ești privilegiat, ești bărbat. Da, eu știu că sunt după semnul Domnului creat și sunt mai sus decât femeie, așa învață Biblia. Da. Dar Larisa nu e de acord că e făcută din coasta ta sau a mea. Ea crede că are aceleași drepturi ca mine Păi da. și ca Dar pe tine. așa și Domnul a zis că femeia trebuie să fie purtată ca vas și îngrijită de bărbat, că să nu fie supărată, că este... Biblia tot așa spune. Iacă Păi de da, este... dar și Da. periculosul că spune tot așa Biblia dacă preoții uită să amintească în predicile lor de asta. Bun, dar știți atenți la Biblie, știți că poți ști toată Biblia, dar un singur verset, dacă ai scăpat, gata, devii prost într-o clipă. Bun. Aveți grijă cum Bine. citiți Biblia, că s-ar putea să ajungeți atei ca brega. Cel mai bun Nu. manual de ateism e Biblia. Nu mai este. Îți spun eu, dacă o citești cu spirit critic, acolo ajungi, ca brega. Dacă așa cum tu citești, da. Bine. Mulțumesc pentru discuție, mi-a fost interesant. Bine, Noroc, hai, seară pa, bună, pa. pa! O seară bună. Numai bine.